Contraofensiva Blitz a armatei ucrainiene în provinciile ocupate de ruși cu mari pierderi umane și materiale pare să fi zădărnicit și planul B al lui Putin. Pentru mai multă claritate, hai să facem întâi o scurtă recapitulare și să vedem care au fost planurile. Planul A a început pe 24 februarie anul acesta, când o forță rusească de 200.000 de oameni, comasată la granițele Ucrainei, a declanșat o așa numită operațiune specială menită să sugrume rapid țara și să o aducă la ordine, adică să o transforme din nou într-un stat clientelar, satelit, cum vreți să-i ziceți. Și pentru că tot am început discuția asta cu planurile, înainte de planul A, putem spune că a mai existat încă unul. Un soi de plan zero în care Putin a presupus că simpla amenințare va fi suficientă. Care erau triggerele și motivațiile acestui plan inițial? Formal, Putin a invocat nu odată încălcarea securității Rusiei de către NATO, încercuirea acesteia de către Alianța Nord-Atlantică, alianță despre care tot în repetate rânduri a afirmat că n-ar mai fi trebuit să existe după dezmembrarea URSS și că și după ce a continuat să existe, a încălcat toate înțelegerile și promisiunile inițiale de a nu se extinde în zona foștilor sateliți ai Uniunii Sovietice, ba mai mult, spunea Putin, cu fiecare pas înapoi făcut de ruși, NATO și adevăratul său motor și miez, adică Statele Unite, au făcut doi pași înainte, ajungând până în curtea din spate a Rusiei. Treaba asta a fost cumva confirmată și întărită în 2008, când George W. Bush, președintele de atunci al Statelor Unite, deschidea verbal cel puțin, sau din gură, cum se zice popular, posibilitatea aderării la NATO pentru Georgia și Ucraina, țări nu foste satelite, ci chiar foste părți ale URSS. Iar invocarea nerespectării securității Rusiei și încălcarea înțelegerilor de non-extindere au fost doar motivul formal al plângerilor rusești. Sigur că până la urmă ele contravin unui principiu elementar care stă la baza doctrinei Vestului, și anume dreptul fiecarei națiuni de a decide până la urmă din ce alianțe și organizații dorește să facă parte. Asta în teorie și într-o lume ideală. În realitate, sau în așa numita politică reală, cea care se întâmplă de fapt în teren, asta nu i-a împiedicat pe americani, de exemplu, să intervină în Asia în diferite războaie doctrinare, din Coreea și până în Vietnam, în Orientul Mijlociu, în Irak, în America Centrală și de Sud, atunci când regimul politic nu se potrivea cu așteptările și planurile SUA în regiune, sau să intervină acoperit, inclusiv în Europa, cum este cazul Italiei, atunci când au considerat că interesele strategice le sunt amenințate. Situație la fel de valabilă și pentru fostele puteri coloniale, precum Marea Britanie sau Franța, care, desigur, într-o măsură mai limitată, au intervenit când și unde au considerat că interesele lor reale sunt amenințate. Pe același tipic, dincolo de argumentele invocate de ruși în mod formal, mă refer la cele privind propria securitate, multe dintre motivele subiacente tratate pe larg în media în ultimele luni de zile sunt și ele plauzibile. Nostalgia imperiului, pe care nu au doar rușii, o au și britanicii și francezii, dorința ardentă de a fi tratați ca o putere globală de prim rang și nu așa cum a calificat Obama Rusia drept putere regională, și o dorință care ascunde de fapt ceva mai păcătos, și anume dreptul la un tratament internațional de felul celui acordat Statelor Unite, adică de a putea acționa cu impunitate oriunde și oricând dorește. O sferă de influență și, mă rog, tot ce vine la pachet cu statutul de putere globală. Cam ca pe vremea când exista URSS și șenilele tancurilor rusești zornăiau prin inima Europei, prin Budapesta sau Praga, fără să-i deranjeze nimeni. Dar vezi tu, vrabia mălai visează și era limpede, cred eu, încă de la prăbușirea URSS și de la anii de turbulențe și slăbiciune ce au însoțit tranziția de la Rusia sovietică la Rusia actuală, că Occidentul nu va mai fi niciodată dispus să acorde Rusiei un asemenea statut și un astfel de cec în alb care să-i permită să se comporte după pohta inimii. Iar acest refuz tăcut, această excludere de la masa de doi a marilor afaceri internaționale, a transformat destul de repede fragilul stat democratic rusesc într-un teren fertil pentru revanșarzi cu înclinații autocrate gen Putin și alți foști aparatcici din cercurile de putere ale fostei Rusii sovietice. Dar vom mai dezvolta pe parcurs subiectul ăsta extrem de important al cauzelor și motivelor pentru care Rusia arată așa cum arată și acționează în felul în care acționează.
Vom vedea că ele sunt extrem de importante, nu doar din perspectivă istorică, ci mai ales pentru înțelegerea situației actuale și a viitorului pe care ni-l rezervă o posibilă sau mai degrabă imposibilă schimbare de regim în Rusia. Regimul care s-a clădit acolo după căderea URSS este unul atipic și foarte complex și de aia anumite întrebări naive ale media și ale oamenilor în general de genul: dar de ce nu se revoltă rușii? Dar de ce nu-l dau jos pe Putin? Dar de ce elitele nu-l înlocuiesc pe Putin? Nu au cum să primească răspunsurile simple în alb și negru pe care le așteaptă lumea. Vom reveni deci asupra acestor cauze și mecanisme. Până atunci, hai să revenim însă asupra acestui plan inițial. Deci planul 0, amenințarea. Putin a comasat la granița cu Ucraina 200.000 de soldați, atenție, profesioniști, mă refer la sensul literal și nu la cel metaforic al cuvântului, cât de profesioniști au fost am văzut deja, și înarmați până în dinți cu tot hardware-ul aferent războiului modern pe pământ, în aer și pe mare. În toți acești ani, despre care vorbeam mai înainte, Rusia lui Putin a investit miliardele de dolari obținute din hidrocarburi din toată lumea în general și din Europa în special, în modernizarea armatei, în upgrade-ul și transformarea fostului colhoz militar sovietic într-o forță de luptă modernă, rapidă, eficientă și bine dotată și, prin urmare, capabilă să proiecteze putere peste granițele Rusiei și ale sferei sale reduse de influență. Desigur, asta în teorie și pe hârtie. Realitatea a dovedit cu totul altceva. Dar asta nu i-a împiedicat pe ruși să exerseze o leacă, mai prin Georgia, mai prin Armenia, ba chiar tocmai hăt în Siria, prima aventură internațională semnificativă a rușilor după căderea URSS. Desigur însă, ca în orice regim care nu are mecanisme de autoreglare și autoverificare, ci în care este mai importantă aparența și ceea ce aud șefii decât realitatea din teren, această modernizare pe repede înainte a aparatului militar și-a arătat limitele și lipsurile în mod magistral în ceea ce avea să urmeze. Dar nimeni nu știa asta, nici Occidentul și aparent nici Rusia, la momentul comasării celor 200.000 de oameni sprijiniți de tancuri, avioane, nave de luptă și de tot arsenalul pe care îl presupune războiul modern. Și faza interesantă, observată de mulți analiști occidentali, este că atât timp cât nimeni nu știa cât de slabă este de fapt forța militară rusească, Putin a avut un imens ascendent și mâna câștigătoare. Dar odată dezvăluite cărțile din mână, adică slăbiciunea militară ce s-a manifestat în toată găunoșenia ei, acum cu atât mai puțin America și Occidentul sunt dispuse să mai facă vreun compromis sau să mai acorde vreodată Rusiei respectul și autoritatea pe care aceasta le cere cu disperare. Dar asta nu este de bine. În speța asta rezidă un pericol imens. Dar la acel moment, cel cu arma încă la picior și când primul soldat rus încă nu trecuse granița în Ucraina, Putin avea the upper hand. Jocul era destul de simplu și de clar. Ne dați ce cerem sau vă amenințăm cu un război. Nimeni nu-și dorește un război nou. Și în paranteză fie spus, încă de la început povestea n-a fost niciodată despre Rusia și Ucraina, ci despre Rusia și Vest și mai mult despre Rusia și Statele Unite. Doar că lumea întreagă pare să fi pășit în toată această criză în cel mai somnambul mod cu putință. Acest plan zero a fost zădărnicit de mai mulți factori. Unul dintre ei este că nimeni sau aproape nimeni nu a luat vreodată în serios această amenințare și nici posibilitatea imediată a unui război. De ce? Well, inerția, imposibilitatea conceperii a ceea ce e de neconceput, istoria, faptul că Europa nu a mai avut războaie pe propriul teritoriu de decenii, adică din anii 90 din Iugoslavia, dar și ăla a fost foarte delimitat, preocupările cotidiene, considerate foarte importante, altele decât războiul, gen pandemia, economia și așa mai departe. Deci nimeni, absolut nimeni, nu se gândea că nebunul va trece la fapte. Recunosc că mă număr printre cei care au rămas cu gura căscată pe 24 februarie 2022 la anunțul invaziei. Ăsta a fost un factor. Și mai există unul de partea cealaltă. Un președinte american provenit dintr-o eră strategică, scuze, era să zic geologică, îndepărtată. Joe Biden nu este nici vreun outsider, gen Trump sau Obama, ci este un produs al sistemului politic și de putere american din ultima jumătate de secol, dacă nu și mai bine, dacă nu chiar sistemul însuși. Și vorbim despre un sistem adânc înrădăcinat în logica războiului rece. Știi cum se zice, ce ai iubit la tinerețe, nu mai uiți la bătrânețe. Iar aversiunea lui Biden pentru ruși este atât de evidentă, de nici măcar nu înțeleg cum unii se fac că le scapă. Pentru Biden, Rusia este URSS, este diavolul, este răul cu râ mare și nici măcar nu se obosește să ascundă chestia asta. Deci da,
Printre extrem de puținii care credeau că va izbucni un război, se numără probabil și președintele american. Dar nu din motivele pentru care eu sau tu nu credeam asta, ci pentru că știa că nu este dispus să facă vreun pas înapoi sau vreun compromis. Este ceva de genul profețiilor care se auto-împlinesc și escaladarea care a urmat seamănă al dracului de tare mai degrabă cu o cursă a ambițiilor decât cu o evoluție bazată pe cauze și motive obiective. Ceva de genul, bă, vezi că am adus armata la graniță și am să invadez. Da? Ia să văd. Te ține? Ai curaj? Fără cea mai mică intenție de a fi nerespectuos la adresa senectuții, mă simt totuși extrem de neconfortabil la ideea asta că oameni, unul de 70 de ani și unul de 80 de ani, ambii cu serioase tare doctrinare, stau cu degetul pe niște butoane atomice și în vârful acelorași degete se găsesc destinele unei lumi întregi. Nu este ceea ce îmi doresc pentru viitorul copiilor mei și viitorul nostru în general. Unul dintre ei este un nostalgic ahtiat după putere și glorie în cel mai medieval mod cu putință, visează cai verzi pe pereți despre Petru cel Mare și gloria pierdută a Imperiului, celălalt este tributar unui discurs și unui sistem care vreme de mai bine de jumătate de secol a văzut lumea doar în alb și negru, în termeni de îi buni și îi răi, de America și restul lumii, și care cere înlăturarea de la puterea unui șef de stat al unei alte țări într-un discurs public. O linie pe care inclusiv publicații precum BBC recunosc că n-au trecut-o oficialii americani nici măcar în vârful războiului rece. Bun, întorcându-ne acum la planul 0 și de fapt la momentul T0 al acestei operațiuni speciale, spuneam că ăla a fost și momentul în care Putin avea un atu, un ascendent. Doar că în baza acestor motive enunțate mai înainte, dar și a altora, mai mult sau mai puțin relevante, a considerat de cuvință să și demonstreze că acesta nu este un bluff. Și asta a fost prima escaladare, prima scăpare de sub control a situației. Citam și în clipurile trecute pe acest subiect un analist militar american care spunea așa: odată începute, războaiele tind să capete propria lor logică și să scape oricăror determinări raționale. Știi când și cum încep, dar nu știi niciodată când și cum se termină. Iar pasul făcut de primul soldat rus peste granița Ucrainei a fost și primul pas într-un astfel de necunoscut. Necunoscut care, iată, astăzi ne trimite fiori reci pe șira spinării cu amenințări atomice. Și odată cu acel prim pas s-a spulberat și avantajul lui Putin și astfel s-a trecut la planul A. Ce însemna acest plan A? Care erau calculele nucleului rusesc de putere cu privire la această invazie? Și acest plan, la fel ca cel inițial, pe hârtie și în teorie, era simplu. O operațiune blitz cu o forță copleșitoare, o înaintare de câteva zile sau cel mult săptămâni spre capitala ucrainiană, o decapitare rapidă a guvernului și înlocuirea acestuia cu unul marionetă și, în final, readucerea cu forța a Ucrainei în sfera rusească de influență. Pe principiul, ia, acu ce mai aveți de zis și de comentat? Doar că, din nou, socoteala din târg nu s-a potrivit cu aia de acasă și planul A al lui Putin a eșuat și mai lamentabil decât cel cu amenințarea cu bătaia. Iar la failul dramatic al acestui plan A au contribuit, la fel ca în cazul celui inițial, mai mulți factori de importanțe variate. Să-i luăm pe rând și aș împărți în trei categorii. Factori care au ținut de ruși, factori care au ținut de ucrainieni și factori care au ținut de NATO și de americani. Să începem cu primii. Unul dintre factori a fost fără îndoială autosuficiența rușilor. Au văzut nu doar acum, ci din totdeauna în Ucraina un stat vasal mic și prăpădit care la simpla suflare a lupului cel mare și rău de la est va fugi cât îl țin picioarele până să apuce să se dărâme căsuța din stuf. Nu s-a întâmplat asta, ci dimpotrivă. Istoria nu s-a mai repetat și nici ucrainienii nu s-au mai plecat în fața marelui urs, mai ales după ce au observat că îi se cam văd coastele. Un alt factor a fost pur și simplu autoamăgirea. Au existat destule voci în cercurile rusești de putere care chiar au crezut că Ucraina îi va primi cu brațele deschise și cu flori în baza unei presupuse și frumoase frății istorice și lingvistice, care în realitate n-a fost aproape niciodată în istorie nici frumoasă, nici de bunăvoie, ci dimpotrivă a fost mereu zbuciumată și pătată de nenumărate crime, abuzuri și teroare. Deci, nici asta nu s-a întâmplat. Tot drept autoamăgire poate fi calificată și încrederea rușilor în propriile forțe. Am mai spus-o și o repet. Într-un sistem politic piramidal și lipsit de frâne instituționale, în care raportarea către etajele ierarhice superioare este întotdeauna mai importantă decât realitatea din teren, rezultatul final nici nu avea cum să fie altfel. Astfel de sisteme, și asta spus fără ocolișuri și menajamente, încurajează slugărnicia, incompetența, furtul și minciuna. Atât timp cât singurul feedback acceptat este cel așteptat,
rușii nici n-aveau cum să arate în teren altceva decât au arătat. Incompetență crasă la nivel de conducere a operațiunilor, zâzanie și degringoladă internă și un dezastru logistic pe care doar prostia și furtul îl pot ridica la asemenea cote. Cum zicea un general american, am fost uluit de cum au decurs operațiunile și nici măcar un miracol nu i-ar fi putut salva. Dar ăsta este și un noroc ce poate fi trecut în dreptul ucrainienilor. Iar asta este doar vârful icebergului. Desigur, și rușii înșiși poartă o parte din vină, iar eu n-am să mă sfiesc de un subiect care mi se pare tratat un pic tabu în media. Firește că trăiesc într-un regim în care este foarte greu să sufli, consecințele pot fi extrem de neplăcute, dar pe de altă parte au girat și ei de-a lungul unor decenii alunecarea în autocrația regimului. Pe principiul că atât timp cât păpica a fost, o oarece aparență de bunăstare și modernitate, restul n-a mai contat prea mult. Marile orașe rusești au aparența, grandoarea și prosperitatea oricărei metropole europene. Sunt în egală măsură rafinate și moderne. Lumea este la fel de europeană ca cea din Barcelona sau Paris. Prin urmare, ce se întâmpla la vârf n-a constituit o bună bucată de vreme o preocupare publică serioasă, în ciuda nenumăratelor derapaje cât se poate de vizibile și de publice ale administrației. Acum e un pic târziu, de-aia și apelurile disperate ale Occidentului la schimbarea regimului rămân destul de surde. Mai mult, atunci când a izbucnit toată nebunia, sistemul a făcut în așa fel încât opinia publică rusească să rămână cât mai protejată și mai departe de teatrul de luptă prin tot felul de metode. Manipulare mediatică masivă, păstrarea cu orice preț a unui calm cotidian netulburat de nenorociri, asigurarea unei prosperități economice fie ea și relativă și s-a cheltuit gros în acest sens, cu alte cuvinte, menținerea unei aparențe de normalitate, mai ales pentru această clasă urbană de mijloc, care putea pune probleme. De aici și denumirea asta liniștitoare de operațiune specială în loc de război, dublată însă firește, de o pedepsire rapidă și drastică a celor ce îndrăzneau să o numească altfel, sau să nu fie în acord cu discursul oficial. Parul și zăhărelul. Desigur, în lumina evoluțiilor recente, mai ales a celor legate de conscripție, este tot mai puțin zăhărel și tot mai mult par. Pe de altă parte, pentru milioanele de amărâți, săraci și needucați de care Rusia are din plin, nu s-au făcut atâtea eforturi și probabil ăștia vor și îngroșa cel mai tare rândurile celor plecați pe front. Și mai există o categorie, din ce în ce mai numeroasă, și da, oricât am vrea să credem că nu e așa, există și din ăștia. Categoria ultranaționaliștilor care au aplaudat de la început acest război. Dar din nou am divagat și am intrat în detalii. Deci, de partea rusească pot fi trecuți destui factori care au dus la acest prim epic fail. De partea ucrainiană, factorii care au dus la zădărnicirea acestui plan A al rușilor cu invazia au fost variați și importanți. În primul rând, dincolo de suportul occidental nu foarte mare inițial, au dovedit o hotărâre și o determinare care au lăsat o lume întreagă cu gura căscată. Apoi, un președinte adesea luat peste picior pentru proveniența sa actoricească s-a dovedit exact ilustrarea acelei ziceri cu vremurile bune care produc oameni slabi și vremurile grele care produc oameni puternici. Zelenski a dovedit stofă de lider, încăpățânare și hotărâre și un curaj cum rar vezi astăzi. Nu știu ce anume trebuie să fi fost în mintea și în sufletul acestui om, știind că este vânat de una dintre cele mai mari puteri ale lumii și încă una foarte brutală, și totuși, nu doar că a reușit să-și țină firea, dar cumva, miraculos, a reușit să ralieze în jurul său o întreagă națiune și până la urmă o lume. Sunt mulți factori care au ținut exclusiv de Ucraina în dejucarea acestui plan inițial rusesc și cei mai mulți sunt de natură umană, îndârjire, capacitate mare de sacrificiu și determinare. Au ajutat, evident, cel puțin din punct de vedere militar, și o cunoaștere net mai bună a terenului și a situației, și o organizare mai bună și mai profesionistă, ținând cont de mediu, împrejurări și context, o adaptare impecabilă la condițiile date, toate ajutate vârtos și de greșelile flagrante ale rușilor. Toți acești factori au făcut posibil această repetare miraculoasă a metaforei David versus Goliat. Desigur, și aici ar mai fi multe de spus, dar din nou am divagat. Și ultimul set de factori, extrem de important și el, cel care a ținut de America și de vest. Rușii au mizat pe un Occident divizat. Nu s-a întâmplat asta. Mai cu binișorul, mai cu anasâna, administrația americană a reușit să-i aducă în linie pe majoritatea aliaților occidentali, în ciuda reticenței unora de a-și sacrifica propriile interese economice în acest proces. Desigur, este o exagerare crasă în media occidentală atunci când se afirmă pompos că o lume întreagă este împotriva Rusiei. Nu este așa.
Dar realitatea a demonstrat că măcar o parte a lumii este în această barcă și este o parte care contează. Bineînțeles că rușii au continuat să-și vândă hidrocarburile către cine au putut și către cine a dorit. Și unii terți, care au ales isteț să stea pe bară, chiar au profitat vârtos din asta, obținând cantități și mai mari și prețuri și mai mici. Și în felul ăsta, miliardele au continuat să curgă către ineficienta mașinărie de război rusească. Dar faptul că până la urmă o Europa întreagă și mai ales bogată îți întoarce spatele, nu e puțin lucru. Evident, impactul este mult mai mic decât cel prognozat, dar el există. Dar atenție, și această abordare a Europei, care acum pare că își mușcă propria coadă, face parte tot din logica asta a escaladării periculoase a unui conflict care nu se știe unde se va opri. Un alt factor decisiv a fost, bineînțeles, și ajutorul economic și mai ales militar venit în special din partea Americii, dar și a altor aliați occidentali. Sume mari, arme moderne și din belșug, informații, antrenament, suport logistic, consultanță și lista este foarte lungă. Desigur că toate astea ar fi fost în van fără determinarea și sacrificiile enorme ale ucrainienilor. Ei sunt cei care plătesc până la urmă prețul suprem în sânge și devastare. Dar tot acest suport arată încă ceva. Că indiferent cum am vrea să o împachetăm, ceea ce se petrece în Ucraina, pe lângă valențele naționale și de independență, este fără îndoială și un proxy war, un război care se poartă de fapt între Rusia și Vest/Statele Unite. Și știu că acum mulți or să sară în sus ca arși, dar mai dovedește și faptul că Statele Unite nu vor să împartă statutul de unică și discreționară mare putere cu nimeni. Și cu atât mai puțin cu Rusie, despre care America știa dinainte că este slabă și care Rusie între timp a mai și dovedit pe câmpul de luptă cu vârf și îndesat această slăbiciune. Deci cred că acum când au simțit mirosul de sânge și gustul victoriei, cu atât mai puțin Statele Unite, din propriile motive care țin de strategie geopolitică și Ucraina din ale sale mai pământene de independență și integritate, ar fi dispuse să negocieze în alți termeni decât totul sau nimic. Și din nou, asta nu este de bine, în sensul escaladării și logicii proprii a războaielor despre care vorbeam mai devreme. Bun, foarte sumar, cam ăștia ar fi câțiva dintre factorii care au dus la eșuarea planului A de invazie Blitz și de subordonarea Ucrainei în cel mult câteva săptămâni. Așadar, să recapitulăm. Amenințarea a eșuat, invazia inițială a eșuat, așa că Putin a trecut la planul B. Plan care atunci când s-a pus în mișcare a apărut un pas înapoi, o limitare drastică, dar mai realistă a visului imperial inițial de a supune întreaga Ucraina. În ce a constat planul B? Păi în ruperea unor teritorii disputate din estul Ucrainei, provincii considerate de ruși ca fiind rusofone și cumva în litigiu. Care au fost motivele trecerii la acest nou plan? Păi mai multe. Evident, în primul rând, eșecul colosal al invaziei inițiale. Până și absurzii și autosuficienții șefii ruși au înțeles că subordonarea întregii Ucraine este o imposibilitate din toate punctele de vedere. Apoi, cel mai probabil, Putin a văzut în această restrângere a scopurilor inițiale o variantă eficientă de a-și scoate față din afacerea asta foarte încurcată și de a împușca mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură. Adică de a-și atinge fie și parțial obiectivele și de a proiecta mai ales acasă imaginea puterii și a unei victorii, aspecte vitale la propriu pentru un autocrat. Într-un astfel de sistem, mai ales atunci când te afli în vârful lui, dacă nu ești puternic, ești cel mai probabil mort. Nu contează sensul în care ești puternic, este suficient să ai de partea ta aparența puterii. Și după eșecul evident al ofensivei inițiale, era musai să livreze niște rezultate. Și tot aparent, acest scale down, această limitare și concentrare a puterii de foc pe o zonă mai restrânsă, părea să promită o victorie mai facilă și implicit livrarea rezultatelor așteptate. Doar că Vestul și Ucraina i-au refuzat și asta. Ce s-a întâmplat? A urmat o serie crâncenă de înfruntări, o campanie chiar mai sângeroasă și mai îndelungată decât invazia inițială nereușită. După o serie de succesuri obținute de ruși extrem de greu și cu mari pierderi umane și materiale pe fronturile multiple din Donbas, a venit o rapidă, dură și extrem de bine pusă la punct contraofensivă ucrainiană, care a început să anuleze repede din aceste avantaje greu obținute. Bineînțeles că acestei contraofensivei s-a suflat puternic în pânze dinspre vest cu tot ceea ce trebuie în materie de suport, bani, arme, informații și așa mai departe. Și uite așa, fără să mai intrăm în nenumărate amănunte și paranteze, ajungem în ziua de astăzi. Păi ce se întâmplă azi? După contraofensiva care le dă transpirații reci lui Putin și cercului său de putere, rușii se văd nevoiți să treacă la planul C. În ce constă el? Asta este partea cea mai perversă și mai periculoasă. Planul sună în felul următor.
S-au ținut zilele astea aceste așa numite referendumuri în zonele ocupate, prin care localnicii, de bună voie și nesiliți de nimeni, aleg să se alipească la mama Rusie. Ce rezolvă asta pentru ruși? Păi multe. Odată ar fi aparența legitimității, dar chiar mai important decât asta este că odată cu aparența legitimității, acele teritorii ar intra sub umbrela doctrinei de apărare a propriului teritoriu, adică al Rusiei. Nașpa, nu? Păi așa și este. Cu alte cuvinte, în momentul în care Duma și toate celelalte instituții rusești implicate vor consfinți alipirea acelor teritorii la mama Rusie, din acel moment Rusia va invoca dreptul de a-și apăra propriul teritoriu prin toate mijloacele, inclusiv nucleare. Cam cum s-a întâmplat în Crimea, asta este varianta 2.0, doar că din păcate, spre deosebire de Crimea, unde mai puteau fi invocate oarece precedente istorice, aici nu este cazul. Este o japcă și o încercare disperată de a mări miza și care escaladează încă o dată conflictul. Deci iată cum s-a autoconstruit logica acestui război, care, așa cum spunea analistul ăla american, ajunge să aibă propria sa direcție. A început ca o amenințare, a continuat cu o invazie ratată vândută ca operațiune specială, s-a transformat într-un război de uzură, iar acum pare să se metamorfozeze precum monștrii lui Goya într-un război atât național, dar și posibil internațional în toată regula, cu valențe inclusiv nucleare. În doar câteva luni, cutia Pandorei a fost deschisă. Este inimaginabil că aceste cuvinte, război atomic, pot fi doar rostite sau scrise, dar rămite luate în calcul. Îți vine să zici, bă, voi sunteți nebun de legat? Dar trecând de aceste considerente emoționale, hai să vedem cât este de posibilă o astfel de variantă. Și dacă stai să urmărești evoluția acestui conflict, îți îngheață sângele în vine. Pentru că deja el pare să funcționeze după un pattern, după un tipar. Ceva de genul, din bluff în bluff, până la distrugerea totală. Păi fiți atenți, inițial Putin a amenințat, da? Nimeni normal la cap, probabil în afară de ăia care știau deja ce urmează să se întâmple, nu a putut concepe că în 2022, în buricul Europei, cineva în toate mințile ar fi dispus să pornească un război de asemenea proporții. Ironia este că descoperim acum că nici măcar ăia care l-au început, adică rușii, nu se așteptau să evolueze așa. Deci pentru că amenințarea n-a ținut, pentru că lumea n-a crezut și nici n-a părut prea impresionată la acel moment de cei 200.000 de soldați comasați la graniță, Putin a simțit nevoia să și arate că nu blufează, așa că a trecut la fapte. Ce a urmat după aia, am discutat deja. Invazia inițială, menită să încheie socotelile în câteva zile sau săptămâni, a dat greș. Dar niciuna dintre părți nu și-a pus atunci problema unei păci. Așa că aparentul pas făcut înapoi, prin restrângerea zonei operațiunilor, nu s-a dovedit un scale down și o calmare a lucrurilor, ci o escaladare a conflictului dintr-o așa zisă operațiune specială, într-un război clasic, cu toate caracteristicile unuia. Cu ofensive și contraofensive, cu poziții defensive, cu vieți distruse și cu pierderi însemnate și de o parte și de alta. Cât despre pace, au fost mulți cei care au avertizat încă de la începutul conflictului. Cu cât timpul trece și cu cât îndârjirea crește, cu cât faptele și ororile se adună, cu atât este mai greu de obținut o pace și probabil singura finalitate va fi cea pe care istoria a demonstrat-o deja în nenumărate rânduri. O încleștare crâncenă care nu se poate termina decât cu epuizarea sau distrugerea totală a uneia dintre părți. Cred că nu mai este cazul să vă dau exemple. De la războiul peloponeziac încheiat cu distrugerea Atenei și până la cel de-al doilea război mondial soldat cu distrugerea Germaniei și cu două bombe atomice în Japonia, cam așa au stat lucrurile. Apoi, acest război clasic, ai căror sorți au înclinat când de o parte, când de alta, intră acum într-o nouă fază. Dacă rezultatele inițiale ale ofensivei rusești din Donbass dădeau speranțe lui Putin că va avea ce trâmbița acasă și că în felul ăsta își va menține puterea și sistemul în picioare, evoluțiile recente i-au refuzat această ieșire din marasm. Și atunci, din nou, pentru a demonstra că nu blufează și că este dispus să meargă până în pânzele albe, a ales să pună în aplicare acest improvizat plan C, la care sunt sigur că nimeni nu s-a gândit de la început. Cu alte cuvinte, ceea ce era de neconceput s-a întâmplat. Și tot pe această logică nu m-ar mira să se întâmple și altele de neconceput. Da, planul este o improvizație, dar una foarte periculoasă. Teritoriile alea vor deveni Rusia și toată povestea se transformă într-una de apărare națională, desigur, cu niște avantaje la pachet, aparența legitimității, posibilitatea mobilizării populației, a conscripțiilor și vânzarea acestei nenorociri drept un alt mare război patriotic.
Nu întâmplător Putin vântură cuvinte din astea mari, gen patrie, apărarea Maicii Rusii, pentru că în trecut ele au funcționat mereu și în ciuda unor colosale sacrificii, Rusia a ieșit învingătoare. Bineînțeles că tot acest pep talk face referire la Napoleon, Hitler și la toate nenorocirile care s-au abătut de-a lungul istoriei asupra patriei. Desigur, nici retorica de partea cealaltă nu este mai puțin belicoasă. Biden ne asigură că, așa cum nu a cedat în fața șantajului invaziei, nu va ceda nici în fața amenințării atomice. Ce să zic, strașnică asigurare. Serios, vă încălzește asta cu ceva? Iar faptul că lucrurile încep să iau o turnură extrem de urâtă și de dubioasă, că situația se agravează și că începe să miroasă a conflict extins, este confirmat de exemplu și de incidentele din Marea Baltică, povestea cu scurgerile de gaze de pe Nord Stream și multe, multe altele. Deocamdată aceste incidente sunt aparent mici și neconectate, dar cu siguranță ele nu sunt întâmplătoare. Toate aceste declarații de genul că ne vom apăra și că NATO este solidar și toate tumbele astea propagandistice gen ce îți spune lui Putin care vântură sabia nucleară, la care Biden răspunde enfatic don't, 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 nu sunt de factură să ne liniștească, dimpotrivă. N-ai cum să nu te gândești, cum dracu ideea asta că există o imensă capacitate de ripostă ar putea liniști pe cineva? Este o idioțenie. Pentru că iată cum, pas cu pas, în doar câteva luni, lucruri de neconceput au devenit cât se poate de reale. Avem motive să fim îngrijorați de o escaladare nucleară? Recunosc că acum câteva săptămâni aș fi zis categoric nu. Doar că acum nu prea știu ce să mai cred. Desigur, un instinct vital și profund îmi spune că asta nu este posibil, că omul este o ființă rațională, că n-are cum să se întâmple așa ceva, că nebunia se va opri. Dar tot asta gândeam și în februarie 2022, când cu toată ființa îmi spuneam că un astfel de război, de o asemenea amploare, la doi pași de noi, în Europa, în secolul 21, nu este posibil. Ba da. Și din nou Putin spune că nu e un blaf. Păi n-a prea fost nici până acum. Cu siguranță și-ar fi dorit ca lumea să pună botul la ceea ce probabil inițial chiar a fost un blaf, doar că la refuzul Ucrainei și al Vestului de a da curs solicitărilor rusești, a purces la punerea în practică a amenințărilor. Și cum mai toate amenințările de până acum s-au și întâmplat, nu văd de ce povestea asta cu amenințarea nucleară s-ar derula altfel. Hai să înțelegem încă un lucru. Ar trebui să fie deja evident pentru toată lumea până la acest moment că Putin și sistemul său asimilează, identifică supraviețuirea Rusiei cu propria supraviețuire. Iar dacă este într-adevăr așa, atunci e groasă rău. Știu, sunt perfect conștient ce înseamnă ceea ce voi spune în continuare. Știu și că este un curent de opinie extrem de nepopular. Dar întrebarea mea este asta. Ce este de făcut dacă vom fi puși în fața alegerii între dezideratele cât se poate de corecte și de legitime ale Ucrainei de integritate teritorială și un conflict atomic? Desigur, situația unei astfel de alegeri nu este nemai văzută în istorie, dar niciodată ea nu a stat atât de plenar în lumina unei amenințări nucleare. Iar asta, n-am nicio îndoială că va da idei și altor state. Mă uit înspre China, înspre India și Pakistan, înspre Coreea de Nord și Iran și cred că un lucru extrem de periculos deja s-a întâmplat. Faptul că nu trebuia sub nicio formă să se ajungă aici. Cel mai probabil, cabinetele acestor țări urmăresc acum cu mare atenție evoluția acestui conflict, care desigur sperăm cu toții că nu va degenera într-unul nuclear. Dar chiar dacă nu o va face, a creat deja un precedent foarte nasol pentru conflictele care vor mai schimonosi și de acum încolo fața acestei lumi. Știu că, în teorie, mai ales Ucraina, dar și Statele Unite și Europa și de ce nu și Rusia, în felul său sucit, consideră că au avut și au dreptate și au toate motivațiile și argumentele raționale, fie să nu cedeze, fie să atace. Dar în practică, toată tărășenia asta, care acum a ajuns la amenințări atomice și la asigurări imbecile, cum că îi face muci dacă încearcă ceva, mă face să mă întreb. Unde dracului sunt adulții din încăpere? Sunt un om rațional și analitic. Am văzut și am citit mult în viața asta. Am căutat mereu să înțeleg mecanismele profunde ale mersului lucrurilor. Dar nu poți să nu te cutremuri și să nu realizezi cât de gravă și de cât de dincolo de interese, fie ele și naționale sau de principii general umane, este această amenințare ce vizează însăși supraviețuirea speciei. Nici măcar nu discut despre punerea sa în practică, limitată sau nu, tactică sau strategică, cum văd că aberează unii și alții, ci despre simplul fapt al menționării ei, care mie mi se pare incredibil. Luna care vine, pe 16 octombrie, se împlinesc exact 60 de ani de la criza rachetelor din Cuba, demență care a avut atunci aceiași doi actanți de astăzi. Și nu poți să nu te întrebi, bă,
Lumea asta nebună, 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 chiar n-a învățat nimic în ăștia 60 de ani. E o viață de om la dracu. Ce să crezi? Că dacă atunci am scăpat a doua oară, s-ar putea să nu mai fie cu noroc? Timp de două săptămâni, între 16 și 29 octombrie 1962, o planetă întreagă și-a ținut respirația. Nu ne-a ajuns? Și asta după ce pe 6 și 9 august 1945 omenirea a avut și o sclipire, la propriu și la figurat, un hint despre cum arată așa ceva. Suntem o corabie a nebunilor care, comportându-se în felul ăsta, nu mai merită nimic altceva decât să eșueze. Desigur, și eu, ca probabil voi toți, sperăm că asta nu se va întâmpla. Este cumva contrar acelui elan vital descris de filozoful francez Henri Bergson, care mână înainte evoluția, deși nu către un scop predefinit. Doar simpla menționare a unei astfel de eventualități este probabil una dintre cele mai grave chestii care îi se pot întâmpla omenirii și, prin urmare, nu poate fi luată la modul light și, cu siguranță, nu ar trebui ignorată. Este înfiorător până și simplul fapt că așa ceva ar putea trece prin capul unor șefi de state, dar aminte să o mai și vocalizeze, indiferent că este vorba despre un atac sau o ripostă. Trist și periculos. Și cred eu că poate a venit și momentul să ne gândim mult mai serios, ca specie, în mâinile cui ne încredințăm destinele. În zilele următoare vom afla rezultatele, de altfel extrem de previzibile, ale acestor așa zise referendumuri. Și odată cu ele vom vedea și unde ne va duce acest improvizat plan C al sistemului Putin. Și vom vedea și reacția lumii libere. Iar dacă pozițiile vor rămâne la fel de inflexibile ca până acum, ca cele care ne-au adus până în acest punct, iar pacea va continua să nu fie o opțiune, vom vedea probabil și un plan D, care în acest moment este deschis către doar două posibile finalități. Una mai neplăcută decât alta. Fie un stand-off înghețat de felul paralelei 45 care separă și astăzi, după 70 de ani, cele două Corei, fie, well, cred că nu mai are rost să spun ce anume. Ar mai fi multe de comentat și povestit, astăzi este evident fără algoritm, în schimb sunt curios să aflu opiniile voastre în comentarii. N-am niciun dubiu că vor exista și capete înfierbântate care vor arunca în stânga și în dreapta cu principii și partizanate, dar cred că am depășit deja acel threshold. Acest video nu se vrea vreo analiză doctă a situației, se mulțumește să observe și să constate niște aspecte care, dacă ai ceva minte în cap și faci parte din specia umană, n-au cum să te lase rece. Hai! Baftă vouă și sper să nu avem nevoie de ea!